Salut! Merg mai departe cu o comparație între Huawei Ascend Mate 7 în partea stângă și Samsung Galaxy Note 4 în partea dreaptă. Încep cu Huawei Ascend Mate 7, vine cu un display de 6 inch cu rezoluție 1920x1080 pixel, panel IPS. Samsung Galaxy Note 4, pe de altă parte, vine cu un panel Super AMOLED cu rezoluție 2560x1440 pixel. Cum spuneam, 6 inch, 5,7 inch. Rezoluția diferă, dar uitați-vă și la luminositatea lui Galaxy Note 4, care e superioară telefonului Huawei Ascend Mate 7. În ce privește partea hardware, în partea stângă la Huawei avem un procesor de tip octa-core pe arhitectură Big Little, un procesor dezvoltat de către compania chineză care se numește HiSilicon Kirin 925, care vine cu un procesor quad-core pe Arm Cortex A15 la 1.8 GHz, și un alt procesor pe Arm Cortex A7 la 1.3 GHz, ambele de tip quad-core. Vine cu Mali T628 accelerator grafic, 2 GB memorie RAM, 16 deci 2 GB memorie RAM, există și o versiune cu 3 GB memorie RAM. Și vine cu 16 sau 32 GB spațiu de stocare și slot pentru microSD. Pe de altă parte, Samsung Galaxy Note 4 vine în varianta pe care o am eu, vine cu un procesor Exynos tot de tip octa-core, tot pe arhitectură Big Little, cu un procesor quad-core la 1.9 GHz pe Arm Cortex A57, adică o evoluție a lui Arm Cortex A15, și un alt quad-core la 1.3 GHz pe Arm Cortex A53, o evoluție a lui Arm Cortex A7. De aceea, Galaxy Note 4 este campionul în acest test comparativ. În ce privește sistemul de operare, ambele cu Android 4.4 KitKat, Android 4.4 KitKat cu TouchWiz la Galaxy Note 4, și varianta cu Emotion UI, toate aplicațiile și jucăturile direct pe ecranul de start și o mică copie a iOS la Huawei Ascend Mate 7. Ce ar mai fi interesant de spus este partea de conectivitate. Huawei știe 3G cu viteză de până la 300 Mbps pe secundă, pe când Galaxy Note 4, în varianta pe care o am aici, știe 4G, pardon, 4G cu viteză de 4G cu viteză până la 300 Mbps pe secundă versus 4G cu viteză de până la 150 Mbps pe secundă. Varianta de Note 4 cu Snapdragon 805 știe și ea până la 300 Mbps pe secundă în download. Dar asta să fie problema noastră. Diferența între 150 și 300 Mbps pe secundă, niciun operator nu oferă 150 maxim, să spun. Poate sunt zone în care se înge o viteză de mare. Camera 13 megapixeli cu LED flash în partea stângă, 16 megapixeli cu LED flash sub cameră. Aici se află cititorul de amprentă, speaker și aici. Camere frontale. Camera frontală de la Huawei este o cameră de 5 megapixeli, ce știți, filmeze la 720p. Telefonul Huawei are o baterie de 4100 mAh. Pe de altă parte, Samsung Galaxy Note 4 are o baterie de 3220 mAh și are o cameră frontală de 3.7 megapixeli ce știe să filmeze la 1080p. În ce privește expunerea metru de conectivitate, în partea superioară, la Huawei jack-ul de 3.5 mm, la fel și la Samsung, în lateral dreapta, tasta power la Samsung, tasta power și grea volumului la Huawei, ambele au portul micro USB la bază, Huawei-ul nu are stilus. În lateral stânga se află sloturile pentru microSD și pentru SIM la Huawei. La Samsung se află reglarea volumului. Ambele telefoane se descurcă cu aplicațiile și jocurile în Google Play fără probleme. Ce mai interesant de spus, Huawei-ul arată un pic mai bine decât Samsung Galaxy Note 4. A spune că e un fel de copie a lui HTC One Max. Are o carcasă unibody din aluminiu, foarte bine finisată, pe când Galaxy Note 4 are margini metalice și un plastic ce dă un grip bun și ce imită pielea. Samsung Galaxy Note 4 oferă acces la baterie, la sloturile pentru SIM și pentru microSD, la Huawei Ascend Mate 7 nu se oferă acces la bateria de 4100 mAh. Ambele telefoane se aud destul de bine, sunet puternic. Ce ar mai fi de spus, zona de setări, customizată la ambele telefoane.
mai aproape de Android sunt setările de la Huawei HMI 7. O altă chestie, observați că Huawei adoptă controlele de tip on-touch buttons direct pe ecranul de start, pe când Samsung Galaxy Note 4 preferă o abordare mai clasică cu tastă fizică centrală și taste capacitive în lateral stânga și lateral dreapta. Hai să vedeți cum se au cele două telefoane. Imediat. Tastatura QWERTY Touch. Un sunet cu ceva bas așa integrat. Versus Note 4 cu un sunet un pic mai strident. Ambele se văd bine. Aici nu am YouTube-ul instalat, să zic, și nu am nici controlul adăugat la el, dar una peste alta sunt două fablete cu specificații high-end care își au joacă, să zic așa, un rol important în vânzările astea pe final de 2014. Huawei mizează pe HMI 7, pe faptul că are 4G 10.300 Mbps, Samsung Galaxy Note 4 merge pe o rețetă deja consacrată a companiei sudcoreene. Suntem în dragul tău, mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!